Să dai dovadă de vulnerabilitate este cel mai mare act de curaj, iar exprimarea ei are beneficii nu doar personale, ci și pentru cuplu. Vulnerabilitatea este baza pentru conceptul de masculinitate toxică, ce azi face mulți bărbați să se lupte cu anxietatea, cu depresia, cu stima de sine scăzută, plus cupluri unde ambii suferă. Conform libertatea.ro, vulnerabilitatea unui bărbat de regulă e ținută sub cheie. De ce? Pentru că în copilărie partenerul tău a fost învățat că bărbații nu plâng, ei nu își arată emoțiile, că el nu este un băiețel, ci un bărbățel, un băiat trebuie să fie puternic și a fi vulnerabil înseamnă a fi slab. A nu se confunda exprimarea vulnerabilității cu furie, cu jigniri și lipsă de respect. A fi vulnerabil înseamnă a te simți în siguranță, să spui că ești trist, dezamăgit, speriat, îngrijorat, rușinat, că te simți vinovat, defect și neconform. Și cum nu ar putea fi bună o astfel de relație, unde știi că te poți dezvălui, iar partenera te iubește, te sprijină și te apreciază în continuare. O consecință a celor spuse anterior este că partenerului tău îi va crește treptat încrederea în sine, ceea ce îl va face dispus să își asume anumite riscuri, să se dezvolte ca individ. Ce să mai spunem, că încrederea în sine este absolut seducătoare. Când nu știi exact ce ai nevoie și ca atare nu ceri adecvat sănătos, poți fi înlănțuit în diverse moduri de a face față. Respectiv cedezi, deși nu ești cu adevărat confortabil. Cu asta eviți detașându-te emoțional sau autoliniștindu-te cu alcool, mâncare și muncă. Te lupți devenind arogant, superior, agresiv, intimidant sau cât se poate de vigilant și de critic, ori perfecționistul absolut. Ce blochează toate acestea? Evident, contactul cu vulnerabilitatea, împlinirea nevoilor și o relaționare sănătoasă cu ceilalți, relatează Digi24.